Bun găsit, stimați telespectatori! Electron Invit vă prezintă retrospectiva evenimentelor locale. Începutul acestei săptămâni a găsit rădăuțenii resimțind efectele ploilor abundente. Fără apă la robinet, cu un comandament pentru situații de urgență în clădirea Poliției de Frontieră, cu podul spre Frătăuț avariat și stația de pompe fără energie electrică, cu balastru și nisip la porți, cu cizme și noroaie, iată pe scurt tabloul începutului de săptămână rădăuțeană. Aflat la Rădăuț, primul ministru Tăriceanu a apreciat pozitiv eforturile reunite la nivel local pentru combaterea efectelor inundațiilor și a dispus măsuri imediate pentru refacerea structurilor și distribuirea ajutoarelor. 3 elicoptere ale forțelor speciale, trupe de jandarmi și pompieri, voluntari de la Crucea Roșie, au fost alocate pentru a ajuta la distribuirea alimentelor, salvarea și primul ajutor a sinistraților. Ceea ce pot să constat este că măsurile operative au fost adoptate, au fost luate în mod corect. Drept rezultat, și acesta este un lucru pe care doresc să-l subliniez în mod deosebit, a fost evitată pierderea oricărei vieți omenești. Sigur că avem probleme importante în ceea ce privește numărul de localități afectate, persoane evacuate și izolate. Am avut peste 30.000 de persoane izolate. În momentul de față, numărul acestor a scăzut la numai 3.000 și în continuare autoritățile centrale și locale fac eforturi pentru ca legăturile de comunicație să fie restabilite. Probabil că la Ulma, unde sunt 200 de familii izolate, va trebui să aducem alimente de primă necesitate cu elicopterul. Avem aici în zonă 2 elicoptere care pot fi folosite la aceste operațiuni. Doresc să subliniez că acum situația este în curs de ameliorare, cu toate că pe anumită zonă se menține codul roșu, dar previziunile sunt către îmbunătățire, debitele sunt în scădere și va trebui de îndată să facem, de îndată ce apele se vor retrage, să facem o evaluare a pagubelor produse în mod special la infrastructură, la casele din localități pentru a acorda ajutoarele necesare. Am dispus totodată acordarea de ajutoare umanitare, o parte din acestea au fost distribuite, alimente de primă necesitate, mai ales în zonele izolate, care sunt prin grija Ministerului de Interne luate de la Administrația Națională a Rezervelor de Stat și sigur că, nu vă ascund, am făcut o survolare a zonei pentru a vedea care este amploarea pagubelor și zonelor afectate. Am mers chiar până la granița cu Ucraina, unde prutul intră în țară, pentru că avem anunțate debite foarte mari naval, deci pe cele două râuri importante, pe Siret, în zona Pașcan-Roman, unde debitele probabil în creștere, în continuă creștere, vor depăși cota maximă a digurilor. Și de aceea, în acest moment, spunea ministrul Corod, este în zonă pentru a coordona operațiunile de supraînălțarea acestor diguri pentru a evita inundarea unor zone locuite sau zone cu obiective sociale sau economice. Și de asemenea avem o problemă critică pe Prut, unde este foarte posibil ca lacul de la Stânca Costești să nu poată să preia întreaga viitură. De aceea, prin coordonare cu autoritățile moldovene, în momentul de față se procedează la evacuarea unor debite importante la baraj care depășesc 600 de metri pe secundă pentru a putea mări capacitatea de preluare a lacului de la Stânca Costești. Vom interveni cu forțele de jandarmi pe baza instaurării stării de alertă decretată de Ministerul de Interne pentru evacuare, pentru că sunt zone unde am văzut și am aflat că și mass media a reflectat acest lucru. Sunt zone unde, din păcate, populația refuză să plece în zonele de pericol ridicat și va trebui să luăm măsuri obligatorii, pentru că, așa cum spuneam, prioritatea numărul 1 este salvarea vieților omenești. Vreau să fac un apel solicitând autorităților locale, prin intermediul mass media, să mobilizeze populația și, prin activități de voluntariat, să ajute la lucrările pe care dorim să le facem în acest moment de protecție și care sunt destinate, evident, protecției gospodăriilor și obiectivelor economice sau sociale. În anumite localități unde organizarea a fost mai bună, forțele de intervenție bazate pe voluntari au și acționat deja.
Dar în zone precum Pașcaniu, de exemplu, aveam informații că lumea era mult mai tentată de ceea ce se întâmpla la cârciumile din zonă decât să ajute forțele de intervenție care sunt dislocate și care, sigur că trebuie să intervină într-un interval scurt de timp. Cred că până în momentul de față intervenția forțelor de la Inspectoratul de Situații de Urgență, de tot ceea ce înseamnă elemente de forță de intervenție, a fost făcută o mobilizare corectă și deciziile care s-au luat au fost corecte. Domnul ministru David va rămâne în zonă în continuare. Cu domnul ministru Bosganian, după ce încheiem această întâlnire cu presa, vom discuta, s-ar putea să se deplaseze în zona Maramureșului, în zona Borșa, unde, după cum știți, avem și acolo zone afectate, inclusiv în ceea ce înseamnă zone populate, zone turistice, cât și exploatările minere, iazurile de decantare, pentru a dispune măsurile care se impun. Și, sigur, subliniez faptul că vom aloca fondurile necesare atât pentru refacerea infrastructurii, cât și pentru acțiunile cu caracter umanitar, ajutorarea familiilor care au avut de suferit în această perioadă, în aceste zone. În ceea ce privește o problemă specifică, suntem în continuare la Rădăuț cu alimentarea cu apă în stare de avarie. Ea va fi reparată imediat ce se va putea retrage apa și se va putea interveni pentru reparațiile necesare și interveni cu prioritate pentru refacerea rețelelor electrice care au fost afectate și care, practic, situează anumite comunități în continuare în afara alimentării cu energie electrică. Concluzionând, practic, toate eforturile noastre sunt dirijate în această perioadă de a asigura intervenția de primă necesitate, urmând ca imediat, după ce timpul ne va permite și apele se vor retrage, să asigurăm intervenția pentru revenirea la normal, refacerea infrastructurii afectate și sprijinirea populației pentru refacerea, reconsolidarea, ajutor și asistență pentru gospodăriile sau persoanele care au fost afectate. Ați avut apă mare în curte, doamnă? Va. Nu m-a întrebat. Când o intrat și în casă? Mi s-a făcut rău. Mi s-a spart tabla de la gheața aceea, probabil că era și ruginită și ne-au căzut o bucată de tavan în sfragerie. Poftie? Pentru că ați fost afectată de inundații, da. V-au fost trimise niște ajutoare din partea Inspectoratului de Poliție. Da. Niște alimente, v-au trimis zahăr, ulei, făină și vă lăsăm la dumneavoastră aici. Uite, haideți să le punem. Pentru șenie. Pentru matare. Un ajutor pentru dumneavoastră. Un ajutor pentru matare. În cadrul activităților desfășurate de Poliția Municipiului Rădăuț de înlăturare a efectelor inundațiilor, a fost pusă în practică inițiativa Inspectoratului Județean de Poliție Suceava de întrajutorare a persoanelor și familiilor din Municipiul Rădăuț care au fost inundate, astfel că au fost distribuite alimente unor 10 familii din Rădăuț, care au fost grav afectate de inundațiile din ultimele zile. Am adus un pachetel acolo cu țări de... Mult sănătate! Dar matale ce faci cu ăsta? Dar nu poate mie? S-a adus zahărul ei, s-a adus un cadou să ai de mâncat! Bă, da prostii! Sănătate multă! Sănătate bune! În forfota evenimentelor, elicopterul a adus la Rădăuț un rănit. Omul de afaceri Ștefan Belmega, dispărut fără urmă acum 20 de zile, căutat de aproape 200 de polițiști, jandarmi, polițiști de frontieră și silvicultori, a fost găsit. Preluat de elicopterul care se găsea în zonă pentru a distribui alimente, acestuia i s-a acordat un prim ajutor și a fost preluat din curtea Direcției Poliției de Frontieră Rădăuți de o ambulanță care l-a transportat la Spitalul Municipal. Cercetat imediat de polițiștii rădăuțeni, bolnavul a declarat că după ce a înghițit 3 pumni de sodă caustică, a rătăcit prin păduri în stare de inconștiență. O poveste cu sutecoață albă, infirmată de diagnosticul medicilor specialiști, cu un epilog ce va fi scris în raportul polițiștilor care cercetează cazul. Ce vârstă aveți? 46 de ani. Ce vă ocupați? Administratorul la... O firmă de ce produsim? Lemn. Lemn.
Da. Ce s-a întâmplat? De ce ați plecat de la ați părăsit domiciliul? Am plecat dimineața la locul să fiu urmă. Cu niște greutăți în stână, cu stresuri. Da. Am văzut că nu mai pot că să... O poveste cu sudăcoață albă, infirmată de diagnosticul medicilor specialiști, cu un epilog ce va fi scris în raportul polițiștilor care cercetează cazul. În cursul dimineții a fost adus la spital, am înțeles că transportat cu helicopterul, un pacient în vârstă de 38 de ani. Se pare că acesta ar fi fost găsit în pădure după o perioadă de 3 săptămâni de absență de la domiciliu. Nu punea probleme vitale evidente și din punctul de vedere al funcțiilor, tensiune arterială, funcție cardiacă, respirație, era destul de bine echilibrat. Nu era deshidratat. Pacientul însă prezenta o oarecare stare de confuzie și dezorientare. Dacă absența de la domiciliu era reală, poate că aceasta justifică situația în care el se afla. A fost consultat interdisciplinar, nu s-au găsit în afara celor relatate nimic deosebit, însă s-a opiniat pentru efectuarea unui examen computer tomograf. S-a mai făcut afirmația că ar fi luat în mod voluntar o anumită cantitate de sodă caustică. Cel puțin la nivelul bucal și al buzelor, nu prezenta niciun fel de modificări care să confirme această situație, însă ea nu poate fi cu certitudine exclusă. Ar fi trebuit să aibă leziuni ale buzelor, ale limbii, ale cavității bucale, ar fi trebuit să aibă ulterior tulburări majore de deglutiție, de înghițire, ceea ce ar fi făcut ca el să devină în 3 săptămâni slab și deshidratat, ar fi putut să prezinte perforații ale esofagului și ale stomacului, care după 3 săptămâni n-ar fi fost compatibile cu supraviețuirea, ar fi putut să prezinte vărsături cu sânge, nu avea niciun semn în această direcție. Sâmbătă dimineața, în prezența președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a avut loc inaugurarea noului abator SC Killer, construit după cele mai înalte standarde europene. În 2005 ne-am apucat de clădiri, deci am făcut-o din fonduri proprii, după care am accesat un fond SAPAR din valoare de 1.260.000 de euro pentru compartimentarea interioară și procurarea utilajelor și a instalațiilor. Suntem la a treia tranșă care trebuie să o recuperăm, deci două tranșe le-am recuperat, mai avem o tranșă, deci banii s-au plătit, nu-i probleme. Eu am făcut un lucru bun, că îmi pare rău că n-a fost proiectul mai mare, că am mai pus bani foarte mulți din buzunar. Și datorită că suntem în zona de munte, unde se cresc vitie și oi, noi ne-am axat mai mult pe sacrificarea bovinilor și a oilor. Porci mai puțin, dar avem și linii pentru porci. Și ce să le spun la oamenii din preajma Rădăuțului, din județul Suceava, a trebuit să crească cu mare încredere animale. O să aibă cu inselitea și dacă o să fim în categoria A, deci o să putem face și export, probabil că o să le dăm și niște prețuri destul de bune ca să fie și rentabil. Problema este că oamenii nu vor să asociază în asociația crescătorilor de animale, chiar și în asociații problemele de agricultură, este teamă încă au rămas cu teama de cea pe ori. Și uitați cât pământ stă degeaba. Și mă doare inima. Și dacă vrei să-l arendezi sau ceva, nici așa nu vreau. Dacă vrei să-l cumperi, e foarte scump. Și este o perioadă foarte grea. Probabil că la început o să meargă greu cu abatorul. Eu sunt conștient de treaba asta. Dar cu timpul, când oamenii o să-și revină și o să vadă că asta e singura modalitate de a supraviețui noi în Europa, că noi nu se putem ajunge niciodată pe nemți sau pe francezi cu industria. Și o să trebuiască să ne axăm pe agricultură și pe creșterea animalelor. Desfacerea o să aibă asigurat. Acum, dacă ei vor să crească, noi îi așteptăm cu drag. La cât se ridică investiția totală? Deci, de la SAPAR este luat 1.265.000 de euro, dar investiția totală cam la 3 milioane de euro.
Deci noi am mai făcut. Domnul președinte, ce loc credeți că ocupă această investiție în rândul celorlalte din județul Suceava, care au fost făcute tot pe proiecte pe care le-ați încurajat? Eu cred că ocupă unul din locurile fruntașe. Aș vrea să spun că sunt foarte bucuros să participați la deschiderea unei investiții care e și copilul meu. Adică eu ca ministru al agriculturii în 2005-2006 am dat drumul la câteva programe curajoase pe fermierul. Avem peste 2000 de astfel de realizări în România pe programele mele. Și nu-ți trebuie mai mare bucurie decât să te duci și să vezi că funcționează un obiectiv la care ai pus și tu umărul. Nu poate în foarte mare măsură, dar sunt gândite atunci când eram eu ministru. Suceava, cel mai mare crescător, județ crescător de animale, de bovine și producător de lapte, avea nevoie de astfel de investiții. Noi ne tăiam animalele la Botoșani, la abatoarele din Botoșani, pentru că nu mai aveam abatoare în categoria A. Vedeți, dumneavoastră aici un model tipic. Omul acesta a avut o investiție mai veche. I s-a dat o perioadă de trecere, de tranziție de un an și jumătate să lucreze încă în acele condiții, dar i s-a pus o altă condiție să modernizeze sau să vină cu ceva nou. Și atunci SAPARDU, programele Ministerului Agriculturii, au venit și ele cu o parte din investiții, au pus și dumnealor bani și astăzi inaugurează la Rădăuți o investiție de care au nevoie țăranii ca de aer. Ce cred eu că trebuie să facem mai departe și o să fac și eu ca președinte al Consiliului Județean, parteneriat, adică oamenii trebuie să se asocieze la nivel de comun în Asociația Crescătorilor de Animale și contracte pe termen lung cu aceste abatoare pentru a avea siguranța desfacerii, să nu se mai plângă că îi iau de acasă samsarii vitele pe prețuri de nimic, speculanții, ci să existe o anumită planificare, programare a livrării acestor animale. Și aici bucuria și mai mare este că avem linie de bovină, de porc și de oaie. Județul Suceava, care era cândva cel mai mare crescător de oaie, exporta ovinele și special berbecuți vii în Italia. Pentru că nu aveam abatoare unde să le sacrificăm. Vedeți astăzi o linie în premieră și de oaie. Se va deschide la Gura Humorului, cred că în această toamnă, un alt abator și mai mare decât ăsta acolo. E aproape 8 milioane de euro investiția, cred că e cea mai mare din România. Și de aceea e aproape obligatoriu acest parteneriat, pentru că una e să ai fermă în spate care să-ți furnizeze 2000 de porci pe serie sau vite și alta este să faci achiziție publică. Și dumnealor probabil vor face centre de achiziție în anumite zone, dar trebuie să ai o anumită programare. Omul de rând trebuie să știe. În localitatea Bilca am 200 de bovine care le eșalonez pe 3 luni de zile. Deci în felul ăsta programat va trebui să lucreze. Eu zic că este absolut lăudabil o astfel de investiție pentru Rădăuți, pentru zona Rădăuțului, o zonă de crescători de animale și, într-adevăr, dacă ne uităm roată împrejur, multe pășuni sunt sau terenuri nefolosite, nelucrate și atunci îndemnul meu este să crească animale oamenii. Piața în domeniul cărnii va fi o piață rentabilă. Mulțumesc. Ce capacitate are? Deci, ca bovine se poate, în funcție, dacă lucrăm în trei schimburi, se poate tăia non-stop. Dar capacitatea de tăiere depinde de capacitatea de stocare, de refrigerare. Capacitatea de refrigerare este, la ora actuală, de 100 de capete de bovine, 70 de porci, mai puțin, v-am spus, da. Și 100 și ceva de capete de bovine. Da. Pe zi. Crescătorie împreună cu asociatul meu, noi suntem doi asociați la abator. Deci, eu am avut abatorul pe Killer. A rămas carmangeria mai departe pe Killer, abatorul, deci îl lichidează ăla de pe Killer și am făcut împreună cu prietenul meu, Aurel Bobu, abatorul care se va numi ASAB. Deci, cam jumătate din producția de la ASAB o să meargă la Killer pentru prelucrare mai departe a cărnii. Cealaltă jumătate, sper să firmele din apropiere care au nevoie de carcasă, să le putem asigura. Totdeauna e bine să nu dăm... Nu, liniile sunt automate, mai mult de 12 angajați nu cred că o să vină. Deci avem doi ingineri care sunt în domeniu. Vreau să spun că e foarte bine să nu dați materia primă brută de aici, da. Să-i dați valoare adăugată cât mai mare. Adică e foarte bine că jumătate v-ați gândit să o procesați aici. Da. De ce să dați altora sau cum se întâmplă județul Suceava astăzi, livrează carne la abatoarele de la Pașcani și cumpărăm salamul făcut în Pașcani cu carne de bovină din județul Suceava și nu e în regulă. Adică trebuie să dăm valoare adăugată în județul nostru pentru că e vorba de locuri de muncă pentru oamenii noștri de aici.
Suceveni trebuie să fie uniți, să iei unul cu altul. Să mănânce carne și pragmatice. De Suceava, nu depind București sau carne și din Bulgaria. Și asta e adevărat, pentru că e cea mai bună carne a noastră. Da. Este carne pe care cândva sper să punem ștampila bio. Da. În cursul zilei de 29.07.2008, în jurul orelor prânzului, s-a prezentat la sediul poliției lucrătorii postului de poliție Grănicești cu un cetățean aflat în stare de ebrietate și care ne-a solicitat să-i sprijinim în a efectua o testare cu aparatul etilotest, deoarece acesta a fost depistat pe raza satului Dumbrava din comuna Grănicești, în timp ce a condus autoturismul Dacia 1310 Break cu numărul Suceava 06 Zamfir Xenopol York în stare de ebrietate și fără a poseda permis de conducere. Domnul Nimaciuc. Mulțumesc frumos, așa mă cheamă. E născut în 85. Da, 95. Mulțumesc. Are 23 ani. Spune dacă astăzi ați consumat alcool. Da. Da? Da. Unde? În Dărămănești. Comuna Dărămănești. Ce anume? Bere. Când vineam despre Portul Valea cu prietenul meu. Bun. Ai condus Dacia Break? Nu. Nu? Nu. Unde ai fost găsit de către noi? De către lumea asta am fost găsit la... Unde? Am fost pe găsit. Drum, da? Da. Sigur că da, da. Era condus în mașina de altă rindă. Te aflai sau nu? La volan? Pe scaun, da. Vreau să mă urc la volan spre casă, pe prietenul meu întârziu. B-ul ai? Ai permis? Permis, nu. Vreau să-l dau acum la țară. Când? Acum. În august. Recunoști fapta sau nu? Nu. Nu? Nu. Cetățeanul a fost identificat ca fiind Nimaciuc Adrian, de 23 de ani, din localitate, întors cu o zi înainte din Portugalia. Rezultatul etilotestului a fost de 0,96 mg pe litru alcool pur în aerul expirat, ceea ce dovedește starea de ebrietate și verificat în evidență la Suceava, a rezultat că nu posedă permis de conducere. Acesta a fost condus la Spitalul Municipal Rădăuț, unde s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei și s-a întocmit dosar de cercetare penală. Facem un apel pe această cale către toți participanții la trafic să respecte regulile de circulație, pentru că în ultima perioadă de timp evenimentele rutiere au venit numeric extraordinar de multe. Sub forma diferitelor încălcări ale legislației în vigoare. De la conducerea autovehiculului sub influența băuturilor alcoolice, fără permis de conducere, la depășiri regulamentare, la neacordări de prioritate, neasigurări la schimbarea de sensurilor de mers, întoarcere neregulamentare a benzilor de circulație, neacordări de prioritate la pietoni și altele. În ultima perioadă de timp avem o avalanșă deosebită și în ceea ce privește abaterile și implicarea celor care conduc mopede pe drumurile publice. Numai în ziua de 29.07.2008 au fost evenimente pe raza de competență în care au fost implicați 3 motoscuteriști. Unul dintre acestea a fost chiar pe raza
municipiului, în intersecția Bogdan Vodă cu Piața Unirii, în care conducătorul de autovehicol cu numărul Suceava 44EST din municipiul Suceava nu a acordat prioritate la indicatorul stop de oprire unui scuterist care abia s-a pus în mișcare din fața băncii comerciale. Din aceasta a rezultat rănirea ușoară a acestuia, din fericire, că putea să fie și grav. Mulți dintre cei care conduc mopede pe drumul public nu cunosc reguli de circulație. Nu au absolvit cursurile de legislație rutieră din cadrul unei unități cu profil în pregătirea conducătorilor de autovehicule. Îi îndrumăm pe aceștia să nu iasă cu aceste vehicule pe drumul public până nu sunt înregistrate, până nu au absolvit cursurile de legislație rutieră, să cunoască minimul de reguli de circulație pentru a putea circula pe drumurile publice. Din această cauză avem evenimente rutiere. Foarte mulți nu poartă casca de protecție. Eu știu, este cald, este incomodă, dar să se gândească că una este să fii pe patru roți și alta este să fii implicat într-un eveniment și să fii pe două roți. Nu mai ai echilibru, nu mai ai sprijin, nu mai ai absolut nimic, nu mai ești apărat absolut de nimic. Și când ai venit cu capul de asfalt, acolo ai rămas. Rog pe toți aceștia care folosesc drumul public pe scutere să conștientizeze pericolul la care se expun. De asemenea, pe drumurile publice ne întâlnim foarte des cu pietoni care se deplasează pe role pe partea carosabilă. Pentru aceștia este sancțiune, sunt asimilați pietonilor și pentru că împiedică circulația autovehiculelor pot fi sancționați. Că vor fi sancționați cu 50 de lei în două zile lucrătoare, nu este o problemă, dar pot fi accidentați. Pentru că în viteza care se deplasează, depășesc autovehicule staționate, obstacole și nu semnalizează, nu se asigură, putând fi acroșate de autovehiculele în mișcare. Valabilă. Este vacanță. Foarte mulți copii sunt acasă și îi găsim jucându-se pe drumul public. Stau și mă întreb ce fac părinții, cum i-au educat și cum îi supraveghează. Vin doar și pe bună dreptate ridică tonul la noi că s-a întâmplat și că este vătămat corporal. Dar ei ce au făcut pentru treaba asta? Nu putem să fim paznicul fiecăruia să-l putem păzi, dacă ei nu se păzesc. Paza bună trece primejdea rea, spune un proverb românesc. Îi găsim cu biciclete, îi găsim cu mingea, îi găsim cu fel de fel de jocuri, cu cretă și cu pe partea carosabilă. Rugăm și pe această cale ca să fie mult mai atenți, mult mai grijuli cu copiilor, să fie protejați de pericolul străzii. Vă mulțumesc! Copiii cred că realitatea e ca în desene. Învață-i să traverseze corect.
găsit, stimați telespectatori, Stop Cadrul de Oțean de astăzi a ajuns la emisiunea Consiliul Local. Pentru cei dintre dumneavoastră care nu au urmărit Consiliul Local în direct, în transmisiunea de la Electronembit, vă prezentăm o sinteză scurtă a ședinței de Consiliul Local, prima ședință ordinară a consilierilor din acest mandat. Iată de ce se află în studioul televiziunii noastre președintele ședinței în persoana domnului Iulian Băncescu. Bine ați venit în studio! Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație! Și menținem tradiția ca în studioul televiziunii noastre să existe și un contracandidat, domnul fost viceprimar Dorin Vatama. Bună ziua, v-am găsit! Am spus bine, stimați telespectatori, domnul fost viceprimar, pentru că în această prima ședință a Consiliului Local, domnia sa și-a dat demisia. Sunt foarte mulți consilieri care, de când am început noi să facem emisiunea Stop Cadrul Rădăuțean din 1994, nu pot spune ceea ce pot să spun eu. Nu am lipsit la nicio ședință de Consiliu Local din 94. Spre deosebire de mulți consilieri care pe aici, pe acolo, mai și lipsesc, pentru că au și ei problemele lor. Ce vreau să spun însă este că a fost de departe cea mai lungă ședință de Consiliu Local la care am luat parte. O ședință care a durat 5 ore, peste 5 ore. Ați prezidat ședința. De ce a durat atât? Ați fost un președinte slab? Probabil că, din anumite puncte de vedere, s-ar putea spune și chestia asta. Aș începe cu un lucru. Mi-aș cere scuze în numele unei părți, probabil, a consilierilor prezenți astăzi la ședință, pentru că, din punctul nostru de vedere, felul în care s-a desfășurat astăzi ședința, atmosfera creată acolo, probabil că a fost o atmosferă improprie unei desfășurări normale a unei ședințe de Consiliu Local. Eu sunt ferm convins că rădăuțenii care ne-au votat ca și consilieri locali așteptau altceva de la noi. Dată fiind și lipsa mea de experiență în Consiliul Local și dat, dacă permiteți, și faptul că sunt un om tânăr, asum și o anumită parte de vină și eu, pentru că poate nu am condus de fiecare dată lucrurile cu o mână foarte... Am observat că, din când în când, primarul v-a mai dat și dumneavoastră cuvântul. Da. Dacă aș fi rău, așa ar trebui să spun. Sunt de acord. Acum, ce se întâmplă? Din păcate, noi nu am ieșit din campania electorală. Asta este cine PSD-ul vorbiți? Nu, vorbesc, dacă doriți, la nivel de clasă politică, pentru că vreau, nu vreau, clasa politică rădăuțeană, fac parte din ea și mi-asum acest lucru și cu cele bune și cu cele rele. Din nefericire, anumiți colegi din Consiliul Local nu au depășit etapa campaniei electorale, astfel încât nu ratează nicio ocazie să își exprime punctele de vedere, de foarte multe ori excedând cadrul regulamentar al Consiliului Local și creând o imagine de haos pe care eu cred că rădăuțeanul nu și-o dorește de la reprezentanții săi. Da. Domnule viceprimar, foarte scurt, despre ordinea de zi, cele 11 puncte de pe ordinea de zi și de ce a durat atât de mult, părerea dumneavoastră. Într-adevăr, au fost și multe puncte pe ordinea de zi. Au fost și 18 altă dată și s-a terminat. Nu de asta vreau să spun că a durat așa de mult ședința. Și nu cred că este vinovat domnul Băncescu pentru lungirea ședinței. A condus destul de civilizat, dacă întreaga asistență era civilizată, decurgea mai ușor. Colegii dumneavoastră consilieri nu au fost civilizați? Nu nominalizez. Cine a văzut emisiunea știe. Da. Avem și la imagine din ședința de Consiliu și în timp ce telespectatorii ne urmăresc, cu voia dumneavoastră o să dau citire celor mai importante puncte de pe ordinea de zi care au fost abordate în discuțiile consilierilor. După prezentarea procesului verbal al ședinței extraordinare din 21 iulie 2008, s-a intrat în ordinea firească a ședinței prin retragerea punctului următor,
care era regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local. Deci, practic, când am voie să vorbesc, când am voie să ridic mâna, de câte ori pot lua cuvântul la o problemă în ședință, de unde și până unde sunt responsabilitățile aparatului primăriei și de unde și până unde responsabilitățile Consiliului Local, cine este juristul primăriei care se ocupă de problemele consilierilor și a Consiliului Local, deci nu tot una cu aceeași persoană, nu este aceeași persoană cu juristul care este al primăriei. Cam asta ar trebui să se discute la regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local. Punct. Amânat. De ce? E foarte simplu. În acest moment, Consiliul Local Rădăuți funcționează, s-a hotărât astăzi asta, funcționează în baza regulamentului vechi. Ca să vă explic situația, nu este o chestiune, haideți să zicem, o chestiune care implică o anumită bătălie politică, dimpotrivă. Vreau să vă spun că există la acest moment, proiectul de regulament prezentat nouă, are ca inițiator Comisia de Administrație Publică, unde domnul președinte Sticleț ne-a propus o variantă de regulament pe care a gândit-o dumnealui cu anumiți colegi din comisia respectivă. Proiect la care am muncit foarte mult. El este un proiect foarte elaborat, foarte stufos, este cum să vă zic, este adus la zi din toate punctele de vedere. Și la avutul să le parcurgă ceva. Exact. Solicitarea noastră a fost, de fapt, de natura aceasta, să amânăm pe cât posibil pentru ședința următoare acest proiect de hotărâre, de regulament, pentru a avea posibilitatea să studiem temeinic fiecare punct din acel regulament, astfel încât, scuzați-mi faptul că mă repet, pentru a putea decide în cunoștință de cauză. Deci nici de cum nu este o respingere care să aibă la față. A funcționat în continuare după regulament. Dacă 4 ani de zile niște oameni s-au descurcat exact. Cu acel regulament, nu văd de ce n-ar fi mers bine și această ședință. Și s-a mai aprobat un proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației lunare de ședință pentru consilieri. Inițiator Comisia de Administrație Publică. Cât va fi această indemnizație lunară de ședință? Din câte îmi amintesc eu că vreau să vă spun chestiuni legate de indemnizație, eu am părerea mea personală referitoare la ea, nu am făcut-o și nu am vreau să fac considerația asupra ei. Din câte îmi aduc aminte, 5%. 5% din ce? Din salariul din primarul, conform legii. Am așteptat să spuneți din ce, pentru că într-o conferință de presă, primarul Aurel Olărean a declarat că nu va ridica niciodată această retribuția domniei sale. Și atunci 5% din nimic înseamnă mai puțin decât nimic și îmi pun întrebarea retorică, dacă vreți, câți consilieri ar veni într-o ședință mâine dacă li s-ar spune că acestea sunt neretribuite. Dacă ședințele vor fi ca cea de astăzi, eu vă garantez că s-ar putea chiar să nu fie foarte multe lume, pentru că vreau să vă spun, consum de nervos de asemenea factură la asemenea ședință, credeți-mă că din punctul meu de vedere nu poate fi cuantificat în bani, dar să știți că sunt foarte multe lucruri care sunt raportate la salariul primarului. Este un salariu mare? Nu știu și sincer să din câte știu eu nu este un salariu exorbitant. Păi trebuie să știți, pentru că aveți 5% din valoarea. Da, deci asta este cea mai dovadă a faptului că nu privim punctual chestiunea indemnizației ca o chestiune importantă. În general, marea majoritate a consilierilor sunt oameni de afaceri, deci oameni exact, de exact. Și nu văd eu de ce ar sta ei în această indemnizație. Exact. Deci, din punctul meu de vedere, eu sunt convins că de asta nici nu s-a acordat atât de mare atenție asupra acestui lucru. Dar vreau să vă spun o chestiune. Mie chestiunile astea legate de... Dacă vedeți, deci, credeți-mă că nu vreau să fac, să nu se considere chestiunea asta ca fiind o chestiune politică. Chestiuni legate de faptul că nu se ridică de salariu, mă rog, este opțiunea domnului primar. Faptul că nu, primarul nu folosește mașina de servici a primăriei, din nou este opțiunea personală. Dar impune chestia asta, de exemplu, a impus domnului viceprimar ca să nu folosească mașina de servici. Știți dumneavoastră. Da. Dar nu a avut nici mașină de serviciu, nici telefon de serviciu. Exact. Sau ați cerut și nu vi s-a dat? N-am cerut și nu mi s-a dat. Mie chestiunea asta mi se par populism ieftin, adică... Nu am prins. Exact. Nu stătea primăria Rădăuți el faptul că
Dacă domnul, vă pun altă întrebare. Situație de urgență, domnul Vataman nu avea mașină. Cu ce se deplasă? Exact. Cu ce se deplasă? Cu ce? Doi la mână. Deci, nu întâmplător, haideți să zicem, să spunem o chestiune. Sunt aceste acțiuni populiste, asta vreți să spunem? Da, exact. Când vedea această acțiune, a fost pur și gratuit și populistă, pentru simplu motiv că nu toți sunt oameni de afaceri. Eu vreau să vă spun, deci eu să mă duc într-o instituție să lucrez, în care nu numai că să vin cu bani de acasă, câteodată nu mi se pare cum, adică și mai există și o chestiune de reprezentare, să știți. Din punctul meu de vedere... Contează din ce mașină cobor. Nu contează din ce mașină cobor. Dacă scrie pe ea primăria de aici sau nu? Din punctul meu de vedere... Exact. Domnul viceprimar, fost viceprimar, are o Dacia câți ani de zile? 12 ani de zile. 12 ani de zile. Da, nu facem 20. Să vă urez mult înainte. 20 facem. Da. Deci, nu știu, mie mi se pare puțin deplasată chestiunea asta, pentru că... Mergem mai departe, că am să încerc să conduc eu această dezbatere mai repede decât dumneavoastră. S-a aprobat. Reprezentanții Consiliului Local în adunarea generală a acționarilor de la servicii comunale. Cine sunt aceștia? Domnul Pici, vă aduceți aminte? Nu mi-aduc aminte. Este domnul Stigleț, cel mai multe voturi, de la PDL. Este domnul de la PNL, domnul Galan, Costel Galan. Și de la PSD sunt trei domni. Domnul Vota Ioan, domnul subsemnatul și domnul Frunză Mihai. Deci, până acum, în AGA au fost? Au fost trei persoane. Și acum sunt? Cinci. Cinci. Plătite. Da. Mulțumesc. Mergem mai departe. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită pe o perioadă de 99 de ani a unei suprafețe de teren din domeniul privat al municipiului Rădăuți pentru construirea sediului judecătoriei Rădăuți. Acest proiect a mai fost discutat în ședințe anterioare, s-a vorbit despre o locație care să fie undeva lângă CEC, s-a vorbit despre o altă locație lângă Poliția de Frontieră și prin hotărârea dumneavoastră de astăzi ați aprobat ca viitoarea locație să fie lângă Hotelul Gerald pe terenul din curtea primăriei, da? Dacă să-mi permiteți, pentru corecta informare, că l-ați trecut peste punctul anterior în care erau aleși membrii AGA, atenție, s-au ales doar membrii AGA, indemnizația, plata de care vorbiți dumneavoastră, este stabilită în baza contractului cadru dintre Consiliul Local și fiecare din acești membri, care va fi aprobat în toată ședință. Asta înseamnă că, în acest moment, membrii AGA... S-ar putea ca aceeași sumă să se împartă la mai mulți. Nu, s-ar putea ca aceeași sumă să nu existe, de exemplu. Da. Există și asta o posibilitate. Deci, în acest moment, nu... Și dacă revenim la concesionarea pe 99 de ani pentru judecătorie, ce ar fi pe completat? Deodată sunteți consiliat. Bine. Domeniul este, terenul este domeniul privat. Și nu este public. Este privat și se poate da pentru justiție. Iar propunerea la domnul Irimescu, într-adevăr, este nemaipomenită de a continua clădirea primărie, de a lega cu Hotelul Maria, dar probabil va o face când va fi el primar. Acum, deocamdată, asta e expunerea pe care am cerut-o dumneavoastră, o să o votați în cunoștință de cauză. Vă mulțumesc foarte frumos! Ce se va întâmpla cu fosta judecătorie? Va trece prin protocol în posesia primăriei Rădăuți, va fi folosită pentru necesitățile primăriei. Ce s-ar putea muta acum? De exemplu, bibliotecă. Da. De exemplu, am gândit azi, sau... Că tocmai acolo este o situație deosebită, noi am fost acolo la bibliotecă, este o situație deosebită. Da. Am ajuns în regim de avarie, pentru că în sala de împrumut pentru adulți, ploile au pătruns atât de mult, încât tavanul se exfoliază, iar mucegaiul și grasia au ajuns până la refuz. Nu mai este respirabil aerul. Am supus Comisiei pentru Cultură și domnului primar această realitate în scris. Ce rog, pentru moment, până se va găsi o situație, până se va clarifica situația, să mi se permită să mut secția de împrumut pentru copii la protocol, în cele două cămăruțe, iar secția de împrumut adulți, pentru moment, în locul secției de împrumut pentru copii. Nu mai poate rămâne acolo cartea, pentru că se dezlipește, aerul este îmbibat de umiditate, ca soluție de avarie pentru moment. Este de discutat, deci s-a aprobat, este discutat această concesionare. Și de ce pe acel loc? A fost o presiune cumva. Am vrut să întrebăm specialiști.
legătură cu amplasarea unei clădiri monumentale rădăuți, ar trebui întrebați specialiști. Nu toți ne pricepem la toate. Ce am reușit față de proiectul de hotărâre să scoatem cheltuielile din partea primăriei cu demolarea, cu studiul Topo, Geo, care fac parte din proiectare. Și care sunt mari. Și care sunt mari. Și asta cine le va suporta? De vreo să plătească și calificare. Oricum, Ministerul Justiției are mai mulți bani decât Primăria Rădăuți. Primăria Rădăuți. La câte contravenții există în România. Ați înscris un proiect de hotărâre privind modificarea și completarea organigramei statutului de funcții pentru aparatul propriu de specialitate a primăriei, lucru despre care am mai discutat. Și s-a aprobat un proiect de hotărâre privind desemnarea unui număr de 4 consilieri în comisiile pentru aplicarea ordonanțelor de urgență a Guvernului, privitoare la vânzarea spațiilor ce se află în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale pe destinația de cabinete medicale. Am înțeles că este legea permite, legea ne obligă să decidem în acest sens. Cine vor să acei consilieri care vor schimba pentru... Pentru un concert foarte larg, aș zice eu, consilierii au fost aleși și dintr-o parte a, dacă doriți, a spectrului și din cealaltă parte a spectrului existent, politic. Politic, da. Existent acum în Consiliul Local. De exemplu, situația în Comisia de Vânzare a Cabinetului Medicale este domnul consilier Lazar și domnul, dacă nu înșel, doamna Loghie. Da, la primăra lor. Deci am încercat pe cât posibil să găsim varianta optimă astfel încât să existe, de exemplu, doamna Loghie este de profet, din punctul nostru de vedere. Noi am pus oameni, da, cât de cât pregătiți astfel încât să și la următorul punct de pe ordinea de zi s-au desemnat alți doi consilieri pentru comisii de aplicare a legii numărul 15. Au fost inițiate de primarul... Există această necesitate tocmai pentru că Consiliul Local a fost, are o nouă structură. Vechii consilieri și-au încetat mandatul, existau și practic a trebuit să facem o reactualizare a comisiilor cu membri din actualul Consiliu Local. S-a aprobat un proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în diverse comisii din cadrul Direcției de Asistență Socială din subordonarea Consiliului Local. Inițiat de domnul Vatana. De asemenea, comisii care existau în celălalt Consiliu și se referă la achiziții și licitații, doi membri, la recepție, la terminarea lucrărilor, doi membri, și la concursul de ocupare a posturilor, doi membri. A decurs normal cu... La fel ca aceleași fel de reprezentare, astfel încât să nu existe... Să există o balanță. Să există un echilibru ca să fie transparență. Să o unanimitate la fiecare. Adică, la ultimul, la punctul ce mă corectez, un singur membru. Da, domnul Hanciu. Domnul Hanciu, da. Ați mai câștigat 54 de metri pătrați din incintra primăriei, fostul birou parlamentar, nemai justificându-și momentan activitatea, a intrat în patrimoniul primăriei. Ce va fi acel birou? A fost mai multe discuții. Da, o serie de consilieri au inițiat un proiect de hotărâre prin care acel spațiu acel spațiu se dă în destinația de, dacă doriți, de camera consilierilor. Pentru că avem de foarte multe ori situații atipice. Adică, cel puțin, am senzația asta, am simțit-o chiar în rândul consilierilor din cealaltă parte a spectrului politic față de noi. S-a simțit dorința de a lucra, efectiv, să știți. Da. Ne-am întâlnit de foarte multe ori în condiții total improprii. Fie că, dacă găseam loc liber în sala de ședințe mare a consiliului, ne întâlneam acolo, dacă sau cine știe în alte locații, locații din punctul nostru de vedere intrăm, pentru că noi nu avem acolo la dispoziție un jurist care nu este la dispoziție. Vă spun că orice deputat va veni parlamentar din Rădăuți, dacă va pleca din Rădăuți și va ajunge un parlamentar, indiferent de culoarea politică, îi voi pune la dispoziție, cât voi fi primar, cel mai frumos birou. Să ne facă imaginea, să ne aducă proiectele, să țină comunicarea cu Parlamentul și cu Ministerul. Okay, indiferent ce va fi. Chiar și dumneavoastră, chiar și domnul secretar nu va să fie. Cineva din domnișoara Popescu e mai tânără, la început, probabil până se obișnuiește cu politica. Da. Domnișoara doctor, are se face un bloc în curte la dumneavoastră. Deci spațiul respectiv, pentru că a avut o destinație, deci pentru că primăria, practic, s-a putut lipsi de el atâta vreme, am considerat că
ar fi bine să-l preluăm noi astfel încât să ne desfășurăm ședințele de comisie, acolo țineți cont că suntem 19 consilieri distribuiți în 4 comisii de specialitate. Da, cineva intenționa să vă dea un alt spațiu. Da, era apropiat acel spațiu? Este, din punctul nostru de vedere, 19 consilieri în 20 de metri pătrați nu se... E cam credeți-mă, spațiul acesta... Și un birou pentru jurist, ați gândit? Da, deci, de ar fi înfrânător. Noi acolo să avem omul nostru, juristul nostru, care să stea. În situația în care un cetățean vine, noi avem obligația să ținem audiențe, conform legii. A da. Făcut o repartizare a, să spunem, o gază? Nu. A consilierilor nu. Pe zile? Toți consilierii au dreptul să... Prin rotație. Toți consilierii au dreptul să participe la audiențe acolo, în funcție de solicitările care sunt. Că de foarte multe ori, o persoană care intenționează să apeleze un anumit consilier, va veni acolo, da. Va spune juristul, domnule, vreau să mă întâlnesc cu domnul consilier, nu știu care, Băncescu, din Comisia de Cultură. În regulă. Acea persoană mă anunță, stabilesc cu dumnealui de comun acord o oră când ne putem întâlni, venim, discutăm și astfel încât creăm un flux normal al solicitărilor cetățenilor față de noi, de consilier. Iată, așa vrea că am reușit să epuizez ordinea de zi și intrăm în rubrica diversă, la care s-au mai adăugat și alte puncte pe ordinea de zi, ședința fiind întreruptă și de președintele Consiliului Județean în persoana domnului Gheorghe Flutur. Da. De ce a venit Gheorghe Flutur? Domnul Gheorghe Flutur a venit să ne... atenționeze, dacă doriți, să ne roage. Cu toate că eu vă spun sincer, mai degrabă am simțit o undă de amenințare, dar nu vorbim politic, ci mai degrabă... Solicitarea a fost un pic imperativă. Despre preluarea unei părți din creditul aferent utilități și mediu. Nu am o vădere la mine, de aia vă citesc din memorie. Anumită parte din acel credit să fie preluat de către... Pentru că dacă nu vor veni majorări. Dacă nu vor veni majorări, exact. Și avem o anumită posibilitate. Este o schemă mai complicată economic și v-ar putea spune. Este legal? Da, legal este. Bun, și atunci... Și mai ales că vreau să vă spun că acest proiect de hotărâre, datorită faptului că a apărut atât de, hai să zicem, intempestiv, noi am luat ad hoc hotărârea de a întrerupe ședința, de a ne consulta. Pentru că, începând... Dumneavoastră ați luat hotărâre. Da. Ca președinte de ședință. Da, începând, pentru că începând de dimineață a fi curs penalități. Mâine dimineață Consiliul Județean se întâlnește într-o ședință extraordinară. Și ar fi fost, din punctul meu de vedere, puțin inadecvat ca noi să nu răspundem unei solicitări. Care este în favoarea vădăuțenilor? Domnul Vataman, a mai fost un proiect aproximativ de aceeași natură, cu același arie de ecologizare, de atribuirea a 5.000 de metri pătrați pentru o platformă de selecție cu gunoaie, deșeuri, necesară tot unui program inclus în utilitate ecologică. Dacă vor fi în județ două grupe ecologice și mai multe platforme de colectare și selecție. Deci nu e vorba de o groapă ecologică, ci de o platformă. În general, orașele se feresc de aceste grope ecologice. Preferă să care gunoiul în altă parte, dar să nu stea lângă oraș. S-a aprobat sau nu? Acest proiect a fost amânat pentru ședința de luni, pentru că... Luni am înțeles că va fi ședința extraordinară. Din ce principal motiv? Principalul motiv va fi pe lângă... Haideți să nu zicem că principalul motiv va fi... Evenimentul care... Așa spun. Noi am plecat, am convocat această ședință plecând de la necesitatea de alegere viceprimarului. Am inițiat proiectul de hotărâre și am convocat acea ședință. Deci să știați să vă dați demisia. Da. Am inițiat și acest punct. Da. Bun. La care s-au mai... Hai citiți, vă rog, demisia dumneavoastră, pentru că... Am citit-o și în Consiliu. Da. Deci, subsemnatul Dorin Vataman, viceprimar al municipiului Rădăuți, prin prezentat, demisionez din funcția deținută din următoarele motive. Din prima zi de lucru, în calitatea în care am fost investit în 21.06.2008, mi-am oferit domnului primar întreaga disponibilitate la colaborare pentru bunul mers al activității administrative locale. Domnul primar mi-a răspuns că singura cale de a avea o bună colaborare este de a alia PNCCD-ul în Consiliul Local cu PDL-ul.
Aproape o lună de zile primarul a refuzat să-mi stabilească sarcine de serviciu, când, în repetate rânduri, am solicitat stabilirea de atribuțiuni de serviciu pentru funcția pe care o îndeplineam, mi-a condiționat delegarea atribuțiunilor pentru care sunt calificat de încheierea unei alianțe pomenite mai sus. Ce atribuțiune am primit este cunoscut. Am făcut tot posibilul să le duc la îndeplinire, în ciuda unei evidente lipse de disponibilitate a domnului primar la dialog și colaborare. Dușmania și lipsa disponibilității de colaborare cu mine ale domnului primar în realizarea atribuțiunilor de serviciu, șantajul la care am fost supus pentru a-i crea acestuia o majoritate în Consiliul Local, precum și tendințele accentuate ale domnului primar spre o conducere discreționară, consider că au deteriorat grav relațiile noastre de serviciu în cadrul primăriei Rădăuți. Nu accept să pun formațiunea politică din care fac parte la dispoziția domnului primar. PNSCD-ul a fost plasat de electoratul rădăuțean în opoziție și așa va rămâne, sancționând orice derapaj, indiferent de unde ar veni el, și susținând toate inițiativele bune, la fel, indiferent cine le promovează. Nu-mi permit să iau salariul din taxele și impozitele contribuabililor, doar ducând lupte sterile cu actualul primar pentru fiecare încercare de a mă face util. Potrivit prevederilor legale, rog Consiliul Local Rădăuți să ia act de demisia mea și să procedeze în consecință. A fost spus dumneavoastră, nu mai sunteți viceprimar. Nu mai sunt. Deja. Cine se preconizează a fi următorul viceprimar? Alege sau? Orice alege. Da, există alege. Deja discuții, tabele. Discuții există. Dorim să fiți siguri că vom începea să găsim o soluție bună pentru rădăuțeni. Bună. Cât se poate de bună pentru rădăuțeni. Cât de gravă este această non-cooperare a dumneavoastră cu primarul Aureol? Vă pot spune că de cât ori am încercat să-i relatez anumite fapte grave, urgente, niciodată nu a ascultat. Corespondența mea cu ei este demisia. Reformulez. Este demisia dumneavoastră un gest de lașitate? Nu. De ce? Pentru că cu munca sunt învățat. Oamenii au sperat când v-au ales viceprimar. Și eu am sperat că voi putea face ceva. Și nu m-am dat în lături. Orice, a dat domnul primar un exemplu de niște, în data de 15 sau ce dată, i-am trimis înapoi niște hârtii trimise mie pentru soluționare. Era a doua zi după ce mi-a dat prima delegare de atribuții, pe care am contestat-o că conținea și atribuții nelegale. Și a fost, toate erau de urbanism și fond funciar, atribuțiuni pe care nu le aveam. Și în ziua aia le-am trimis înapoi. În rest, am bătut străzile pentru fiecare hârtiuță pe care mi-a trimis-o. Am rezolvat problemele. Să pledați dumneavoastră pentru sinceritatea primarului, pentru dorința primarului de cooperare cu viceprimarul? Ați condus ședința de astăzi și primarul ăsta lângă dumneavoastră. Da. Și după cum probabil că telespectatorii dumneavoastră vor vedea, nu mi-a fost ușor pentru că, mă rog, domnul primar a considerat că punctele dumneavoastră de vedere trebuiesc expuse sub orice formă și în orice condiție. Deci vă informez că acum a ajuns, când a plecat domnul președinte Cutul, domnul primar a dat dispoziție la gardian ca pe persoana mea să nu mai mă primească în primărie. Deci ceva ce auziți acum este incredibil. Dar nu credem, da. Deci nu vreau să credeți și doriți. Vă rog să-mi invitați la gardianul. Da, nu este... Dar nu facem anchete. Anchete. De ce? Nu stați un pic, domnul consilier. Stați, consilier. Este o chestiune destul de grav. Deci eu, în primul rând, ca cetățean am municipiul Rădăuți, ca contribuabil la primărie, am voie să intru în primărie. Primărie este de utilitate publică. Nu este Bucovina Text, că și acolo am avut probleme cu domnul primar și nu ne-au dat voi la Bucovina Text și mi-am făcut drumul pe partea altă. Deci nu este primăria, nu este, este de utilitate publică. Nu este, este ceva care să fie în sistem privat. Dacă primărie este sistem privat, altă problemă. Deci vreau să, cu această ocazie, să mai informez și alte două probleme. Acum două zile domnul primar m-a amenințat că pe perioada cât va fi domnului primar, eu nu voi mai avea, și asta este program pentru local, nu voi mai avea lucrări de salubrizare. Acum două zile. Astăzi, domnul Neamțu, de la Garda de Mediu, l-a sunat pe domnul primar și l-a întrebat ce cu firmele care sunt
urban în Rădăuț, dacă au acte legale și ce execută, domnul primar i-a spus cu domnul Neamțu că este firma domnului Băsescu, care a făcut curățenii. Domnul, dați-mi voi prima întrebare. Care a făcut curățenii în București și are 6.000 de angajați și va lucra la primăria municipiului Rădăuț. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Am și eu, domnule, vă rog să poziționați faptul că am solicitat la, ca și gardianul de jos să fie adus, să fie invitat sus. Domnul Tuban mi-a precizat faptul că nu-i permite pentru că își poziționă. Dar trebuie să spuneți public în ședință că vreți. Da, am spus, am repet, aș dori ca să, ca să dați dispoziție ca okay. Gardianul... Păi da, dispoziție... Dacă se poate. Sigur. Terminați cu domnul, nu e deci, eu am înțeles, dar vă rog frumos, dar... Să nu facem domnul o anchetă aici. Eu nu facem anchetă, vă rog. Trebuie să un pic. Exact. Sunt două table jos la intrare. Primăria și Consiliul Local. Nu este casa noastră, nici firma noastră. Sunt două tablițe la fiecare localitate, așa funcționează. Până nu asigurați al sediu, aici se desfășurăm activitatea, mai ales că s-a fixat un sediu și o cameră care funcționează Consiliul Local. Nu opriți lumea să intre. Pentru domnul Galan. A spus că este aici, în Rădăuț, o firmă, niște mașini? Sigur că da, le-ați văzut cu toții. Este societatea Urban, care are 6.000 de angajați în România, face salubrizare, curăță spații liberi, tunde, văruiește, tunde iarba, bineînțeles, cu aparate performante și a venit la noi să ne ajute. M-a întrebat ce fac oamenii de la spații liberi. Sunt câți oameni, domnul Fluton? 12 oameni. Are domnul Rotaru și cu domnul Cărbune. Niște oameni deosebiți. Sincer vă spun, domnul Cărbune e un om deosebit. Ce fac domnul Flutur? Acei... Cred că ar trebui să mă ajutați. Să spuneți realitatea care este. Să informați Consiliul Local. Ce fac acei oameni? Domnul Flutur. Domnul Flutur, vreau să vă informez, în acest moment este directorul tehnic, îi ține locul domnul Boț. Așa e doamna domnișoara Elena? Deci demis, nu este director tehnic, el asigură funcționarea direcției tehnice. Okay. Nu pot să-l numesc director tehnic. Ok, ține, corect, încerc scuze. Este șeful departamentului tehnic. Vă rog, dacă intervine el și după aia intervin și eu. Și să vă spună și de ce am fost supărat pe el. Între timp, cred că mi-a trecut, dar să ne spună. Poftiți, domnul Flutur. Domnul Flutur, te rog. Dar cel mai bine să vă spună el. E cel mai bine. Domnul, și corect, și cinstit. Domnul președinte, trebuie să vadă consilierii să știți ce vorba. Eu am înțeles că trebuie să vadă consilierii. Mai stăm încă o jumătate de oră? Mai stăm jumătate de oră. Dar nu acceptă... Domnul, dar nu încerc să geți acolo și dincoace nu. Deci, hai, vă rog. Eu vreau să mă înțelegeți... Deci eu nu știu, am senzația că particip la o piesă de teatru de aia, de Eugen Ionescu. E absurdă. Deci ce facem? Demitem oamenii în direct? Hai, I don't know. Hai, spune-o frumos. Deci, rugămintea mea este următoarea. Haideți să... Exact. Haideți să facem în așa fel încât... Nu mi-a terminat cuvântul atunci. Stați puțin. Dacă nu lăsați pe domnul Flutur să spună ce s-a întâmplat, că dacă spun eu, credeți altceva. Avem urgența. Nu, e exact. Avem urgența pe care ne-a rugat domnul Flutur. Audiențele aveți? Nu, urgența... Audiențele-s pregătite, spațiu în joc. Da. Spațiu acolo. Domnul Flutur, te rog. Domnul primar, vă rog frumos, ședința este... Are președinte. Domnul Flutur. Deci vă rog frumos, domnul... Vă rog să luați loc. Domnul președinte. Nu, vă rog frumos, ulterior o să vorbim. Să vorbească Elena atunci. O să vorbească cine o să spună. Elena, unde a fost mai ieri? Rugămintea mea este următoarea. Haideți să mergem. Lăsați-ne, domnule, că nu se poate așa. Am lăsat, domnul primar, vreți să vorbiți una dintre voastră? Nu vorbesc eu, uite, vorbește resurse. Haideți să depășim. Elena, uite, nu lasă. Vorbesc, eu vreau să vorbească cei care au fost cu mine. Domnul secretar a fost. Am fost împreună cu echipa operativă. Deci, haideți, vreau să vă, numai o secundă, domnul primar, vă rog frumos să luați loc. Dar lăsați-mă să dau dreptul la replică. Dați dreptul la replică, ați dat până acum dreptul la replică. Ieri m-am deplasat, o să vorbesc cu tonul mic, da? Ieri m-am deplasat împreună cu echipa operativă din primărie, cu domnul secretar, cu Elena Mitric, cu domnul Flutur, cu domnul de la Poliția Comunitară, domnul Bujdei. Eu v-aș propune suspendarea ședinței pentru ca să discutăm chestiunea pe care de am discutat-o. Cine este pentru suspendarea ședinței? Ce face? E o rușine să lăsați un primar. Nu, nu pare foarte rău, dar nu se poate să... Deci ședința a scăpat de sub control, nu pare foarte rău, nu poate să... Deci s-a adresat niște cuvinte destul de dure la adresa primarului și acum nu-i dați dreptul la replică, să spuneți ce s-a întâmplat. O să-i dăm dreptul la replică după ce ne întoarcem pentru că am suspendat ședința pentru ca să discutăm problema propusă de domnul Flutur. La reîntoarcere discutăm problemele pe care le discutăm. O să fiu scurt, puteți cer scuze. Haideți, nu știu, haideți
jumătate de oră, o oră. Deci, domnul Ionescu, o secundă. E o oră, jumătate de oră, cât consideră? Uitați, încerc scuze. Domnul Sticles, uitați și domnul... Spune. Păi domnul Galan acceptă să vorbesc. Uitați, da? Bravo. Haideți. Jumate de oră ne retragem pentru... Da? Nu mi-e inconvenit să fac pauză, că nicio problemă, mai rezolvă problemă. Deci ne revedem peste jumate de oră în sala de ședință, da? Toaletele trebuie să plece că de curând de aici, dar o să rămână o parte. Dar nu miroase acolo, am fost și am, între timp în pauză, am fost și am verificat. Sunt goale, sunt curate, toaletele, a fost un șoc pentru Rădăuțeni, vreau să vă informez că a fost pentru o parte din Rădăuțeni, am spus că e o cabină de telefon și am spus că scrie și telefonul, ați văzut și noastră, frumos spectacol, o zi de sărbătoare, 3 zile, tot a fost normal. Vreau să vă informez că cu bani au fost făcut cu bani la sponsori. N-am cheltuit niciun ban din primărie, niciun euro. Avea buget acela al Consiliului Local, a aprobat pentru Casa de Cultură 1,5 miliarde și a venit domnul Băncescu și a cerut miliardul. Și a spus, nu este, nu avem miliardul. Domnul Ursescu încasa câte 30 de milioane pe zi și nu avea bani să-ți plătească benzina. Dar la punctul de informare o să vă prezinte și eu vreau să-i mulțumesc lui domnul Ursescu și celorlalți care au contribuit din funcționare primărie pentru ceea ce au făcut. A fost într-un timp scurt, concertare maximă. Am reținut, domnul consilier Galan, de la următoarele sărbători care le organizăm, ne vom consulta și vom prezenta în Consiliul Local tot ceea ce intenționăm să facem. Vă convine răspunsul? Vă mulțumesc. Eu sunt unul dintre cei care am fost scos afară din primărie. La vremea respectivă, mulți nu credeau că un reprezentant al mass media a venit în primărie, a făcut un interviu cu domnul Vataman atunci, care a fost transmis ulterior. Inițial a fost blocat la difuzare și după care am fost invitat într-un birou ca să pot fi scos afară. Astăzi ați asistat la un gest similar pe care primarul l-a făcut cu directorul Societății de Servicii Comunale, societate subordonată nu domniei sale, ci Consiliului Local. Da, e adevărat, în timpul ședinței domnul Tătar ne-a sesizat faptul că domnul Tătar a mers să aducă niște materiale de la Societatea de Servicii Comunale pentru, tocmai pentru a putea lua o decizie în ce privește acel proiect propus de domnul Fiutur, despre care am vorbit anterior. Deci să ne aducă niște materiale pentru a le documenta. Între timp, iar domnul Tătar ne-a anunțat faptul că între timp primarul orașului a dat dispoziție gardianului de la intrarea în primărie să nu-i permită accesul domnului Tătar. Da? Ați verificat această informație? Eu am verificat-o. Gardianul respectiv mi-a spus că a primit dispoziție verbală. El a solicitat o dispoziție scrisă pe care evident că nu există. Deci domnul Tătar a avut acces. Dar, într-adevăr, vreau să vă spun că... Este asta un stil de a conduce o primărie? Eu vreau să vă spun, astăzi, dacă ați asistat la ședință, ați văzut următorul lucru. Astăzi s-au destituit oameni în direct, sau împăcat din oameni. Cine a fost? Este cazul domnului Fiutur. Și al domnului Călinica. Domnul Călinica a plecat la un moment dat, dar domnul Fiutur, probabil că motivul pentru care a fost reangajat și am impresia că a fost și chiar și promovat, a fost pentru faptul că a rămas la ședință, bănuiesc. Deci am asistat, ați văzut, la o demitere în direct și o împăcare în direct, astfel încât vă spun sincer, la un moment dat, citându-l pe Ciutacu, trăie un Kafka, domnule, adică, știți, nu mai știi ce să înțelegi. Nu cred că e un stil de lucru. A urmat o discuție contradictorie cu câțiva consilieri care și-au exprimat punctul de vedere prin faptul că primarul nu are atribuțiunea de a demite pe cineva și de a angaja decât prin concurs sau printr-un vot a Consiliului Local. Sigur că, dar mai mult decât atât, situația domnului Nica este o altă discuție. Domnul Nica, prin organigram, nu este subordonat primarului. Și atunci cum poate să-l demite? Păi este, am senzația că domnul primar nu cunoaște la ora asta personalul din subordine. Știți mai, nici n-aș vrea să creadă că pornim a priori de la a contra primarul orașului Rădăuți. În schimb, ceea ce constatăm, și credeți-mă, constatăm din nefericire, cu regret că
au trecut deja, cât a trecut? Peste aproape 6 săptămâni, o lună jumate, în care avem parte doar de oameni dați afară, eventual reangajați, persoane în primărie. Eu vreau să vă spun că de fiecare dată mergeam, ca să vă răspund și la o chestiune care ați ridicat-o anterior, aproape fiecare dimineață am fost la domnul viceprimar, pentru că mi-am dat seama că are nevoie de un suport moral, iar într-adevăr am văzut evoluția domnului fost viceprimar în timp, cum a cedat pentru simplu motiv că în fiecare zi îmi prezenta lucruri noi ce i s-au întâmplat. Și vă spun, misiunea următorului viceprimar, dacă actualul primar continuă în același stil, va fi foarte dificilă. Noi, practic, ne-am blocat într-o chestiune legată de, dacă doriți, de detalii micuțe, de două țări până extrem de grave, extrem de mari, și noi ne-am rămas la faza de dăm afară oamenii în fuză sau nu dăm afară. Lăsați-mă să fac o declarație. Dacă vreau, o să mă strângeți de mână, nu o să vreau să mă faceți. Aici public să întind mâna partenerilor mei de la PSD. Vreau să facem alianță. Vreau aici. Vreau ca să funcționeze primăria bine. Vă rog frumos, până luni să-mi dați, să aduceți o propunere de viceprimar. Aveți cuvântul meu de onoare. Voi fi deschis și liber. E și e corect. PDL-ul are cel mai mult ca și număr de consilieri, după PDL vine PSD-ul. Mi se pare normal, domnul Frunză, să aveți viceprimarul. Vă rog frumos, aduceți viceprimarul să funcționăm, să lucrăm cum trebuie. Puneți-l nu am de-a. Nimic. Puneți-l de-a. Nu, ei își propun, aveți cuvântul meu de onoare, domnilor, toți colegii noștri am vorbit în pauză, toți votează candidatul de la PSD. Nu facem politică în Consiliul Local. Nu facem politică în primărie. Ultima formă a atribuțiilor am primit-o luni 21 iulie. Joi am început inundațiile. De luni până joi am o serie de domenii. M-am ocupat de un domeniu. Începând cu legislație, atribuțiuni, personal, dotări și așa mai departe. Fiecare zi de astfel de muncă s-a soldat cu o informare destul de substanțială adresată în scris domnului primar, unde erau sesizate în special problemele de rezolvat în acel sector. Deci am luat în serios. Joi au început inundațiile, prima zi am stat 40 de ore non-stop în mijlocul evenimentelor, pentru a dovedi că nu mă feresc de muncă. Asta o știu oamenii, că am fost în casă. Și consilierii s-au plâns domnului primar de faptul că nu li s-a cerut părerea nici în cadrul situațiilor de urgență. Dar ar fi fost normal ca să primi și omul, am și până în urmă. În cazul organizării zilelor municipiului Rădăuți, practic, dacă îl citesc pe domnul Galan, el spunea că nu suntem aici de paie. Jules Verne a scris 5 săptămâni în balon, dumneavoastră cred că puteți să scrieți 6. Tot în balon ați fost luat în balon 6 săptămâni. Am rezistat cu stoicism, dar nu pot la vârsta mea la nesfârșit. Mai poate altcineva să depășească recordul, da. Tu unde să știu? În orice caz vreau să spun că e de plâng pe salariații care au rămas pe funcționarii publici, care au rămas. Deci au o viață grea, le încalcă demnitatea, le încalcă libertatea, îi lasă să plece la o anumită oră și cheamă din nou, îi ține noaptea acolo, femei cu copii. După ce în timpul zilei nu îi lasă să-și facă atribuțiuni, îi cheamă și noaptea. Ar mai lucra acasă, poate. Da, dar poate că... Dar lucruri de bine. Ieri a avut loc o ședință a sindicatului, s-a ales un nou lider, persoana domnului dr. Susnovici. Sper să știe să se apere de abuzurile primarului. Dacă tot ați adus vorba despre doctorul Susnovici, de la domnia s-a primit un comunicat. Către primăria Rădăuți vă trimitem alătura rezultatele probei de apă recoltată din rețeaua de apă curentă a municipiului Rădăuți. Apa poate fi folosită numai, atenție, în scopuri menajere, nefiind potabilă din punct de vedere bacteriologic. Tot în timpul ședinței am mai primit un al doilea comunicat care spune că apa este deja potabilă. Stimați telespectatori, ca unul care a apățit-o cu apa, pot să vă spun că în paragraful 2 scrie clar: dacă apa este fiartă 30 de minute, poate fi folosită. Folosiți-o pe riscul dumneavoastră, dar cel mai bine este să fierbeți apa, cel puțin pentru prima perioadă, până vor trece aceste viituri care s-au abătut pe capul nostru. Revenind la ședință,
s-au mai discutat la rubrica diverse câteva adrese ale cetățenilor pe care noi de obicei le înregistrăm și le prezentăm integral pe cele mai importante. Pentru că în această vară s-au mutat două grupe de la Colegiul Frumuzache, de la domnul director Onaru, la grădința numărul 7. La grădința numărul 7, care este o casă destul de neprielnică învățământului, sunt patru grupe în două schimburi. La toate aceste unități, deci grădinițele 6, 7, 8 și 9, am primit recomandări din partea Sanepidului că nu ne mai, din toamnă nu se va mai da autorizații sanitare. A fost astăzi invitată pentru prima dată într-o ședință a orașului Rădăuț, privind sportul rădăuțean, calitate de fost reprezentantă națională de lupte greco-romane cu rezultate de la vârsta de juniori, de la 18 ani, până la vârsta de 28 de ani, am cucerit pe plan european și mondial numai puțin de 18 medalii. Dintre care 5 de european, 3 de campion mondial și reprezentant la preolimpiade în 1976, în 1980 și la Olimpiada de la Lozano. Astăzi a venit ziua unei schimbări în conducerea sportului rădăuțean, ca virgulă, să fiu, cred că este de ajuns ca în orașul nostru a reprezentat conducerea oamenii care au mai făcut sport, dar nu cei care sunt în domeniu de a pregăti sportul rădăuțean. Noi mulțumim astăzi școlii sportive că la Beijing avem un sportiv la tir cu arcul și cred că a venit timpul să fiu și eu ales de noua conducere a orașului ca la Clubul Sportiv Municipal Bucovina Rădăuț să funcționez ca director. Vă mulțumesc! Am venit aici în fața dumneavoastră cu dorința de a vă expune o situație care s-a creat în urma aprobării de către Ministerul Educației Naționale a unui proiect de constituire a unor CDI-uri, adică centrele de documentare și informare, care se realiza sau trebuie să se realizeze în 12 școli din județul Suceava. Dintre acestea, două sunt și în Rădăuț, dintre care și Colegiul Național Eudoxiu Vurmuzache. Ce este un centru de documentare și informare? Un centru de documentare și informare este un spațiu multifuncțional, un fel de prelungire și modernizare a bibliotecii existente, care să utilizeze, mă rog, formele active de implementare a activităților educative și nu numai, curriculare, astfel încât elevii și comunitatea locală să poată să beneficieze de acest spațiu. Conform proiectului acestuia, care a fost inițiat de către Ambasada Franței împreună cu Ministerul Educației Naționale, noi dispunem la ora aceasta de o sumă de 42.000 de lei, adică 420 de milioane de lei, dar din această sumă majoritatea este alocată dotărilor. Și doar 8.000 de lei, 80 de milioane vechi, sunt pentru reparații. Vin cu rugămintea la dumneavoastră să sprijiniți aceste două școli, adică Colegiul Național Eudoxiu Vurmuzache în această situație și poate și Colegiul Agricol Muntană, se va numi așa, pentru realizarea acestui centru de documentare și informare. În urma apii care a fost, acolo s-a luat podul. Și nu avem cum să ducem apile la litrii la pășunat. Pe care se intre în nămol, câteva o socaliciți. Și vă rugăm să ne ajutați să refacem podul ca să putem duce litrii, oile la pășunat. Până o face așa. Deci, toți cei care locuiesc la etajul 4, în opinia mea, nu cred că au apă rece la acest moment. Deci, eu locuiesc la etajul 5, am 8 zile de când m-am întors dintr-o călătorie, aseară, la ora 12 am dat drumul la apă și la ora 2 am făcut baie. Deci nu este posibil așa ceva. Deci eu consider că o societate care face o prestație de servicii pentru populație, eu consider că trebuie să-și facă datorie exact cum este scris în contractul respectiv cu cetățeanul respectiv. Cele două societăți respective de România și Evoluție Districi Faipul au avut o
facilitate aprobată de către Consiliul Local în anul 2007, respectiv o scutire de taxe pentru terenuri și clădiri pentru anul 2007. În anul 2007 noi n-am avut nicio clădire pusă în funcțiune. În 2008, în momentul în care noi am încercat să obținem aceeași facilitate, pentru că exista o prevedere a unei hotărâri de Consiliu din decembrie 2006, valabilă pe 5 ani, am fost anunțați de către aparatul primăriei că respectiva hotărâre nu mai este valabilă, există o ordonanță de urgență care modifică codul fiscal și, ca urmare, noua prevedere legală spune că se poate acorda un ajutor sau se poate acorda o facilitate numai în contextul unei scheme de ajutor de stat. Rugămintea noastră și informarea este făcută de către domnul director Iusescu este să fiți de acord cu inițierea demersurilor legale pentru elaborarea unei asemenea scheme de ajutor de stat în cele două societăți. Vă mulțumesc pentru atenție. Am venit în ianuarie și de-abia după 6 luni am reușit să iau autorizație și am fost trimis de către cadrele primăriei de la o instituție la alta după avize care nu erau necesare. În afară de avize, probabil unele fiind necesare, mi s-a spus că ai nevoie de ceva, deci nu aveam nevoie. Eu aveam nevoie de un plan, de un put și mi s-a spus că un put. De ce? Ca să fiu încurcat încă 2-3 luni pentru anumite interese. Și ceea ce cerem noi din partea domnului primar, că este acum, ca cei de la urbanism să fie oameni înțelegători, nu înțelegători, ei să-și facă datoria, pentru că noi plătim taxe, oameni buni. Noi, ca investitori, eu investesc 1 milion de euro rădăuț și sunt împiedicat? Au fost și cetățeni nemulțumiți de faptul că punctele pe care le-au adus în ultima minută de înainte de a începe ședința nu li s-au aprobat. Era legal să se aprobe? Dacă, după cum probabil că se va vedea în desfășurarea emisiunii dumneavoastră, noi nu plecăm de la premisa că respingem ceva a priori, ci pur și simplu dorim ca să fim informați din timp, tocmai pentru a evita diverse probleme care pot să apară ulterior. Și ca să vă dau un exemplu, au apărut niște situații referitoare la niște construcții. Știți foarte bine cât e de sensibilă această problemă a Rădăuții. Poate un plan urbanistic general. Planul urbanistic există. Problema este că în detaliu. Vă spun ce s-a întâmplat. Planul urbanistic general există în acest moment la Iași pentru că el este modificat. Urmează să... Am făcut noi demersul și mă refer la un grup dintre consilierii noștri. Am făcut demersul necesar la Iași pentru a aduce acest plan urbanistic general care, nu știu, n-aș vrea să interpretez de ce era ținut acolo. Unde este, de fapt, dacă doriți... Poate nu s-a plătit. Ideea. Nu. Este vorba despre altceva. Dacă acest plan urbanistic general va ajunge cât mai rapid la Rădăuți și va trece de toate avizele necesare și vom trece și prin Consiliul Local cât mai rapid, vom evita acele situații absurde prin care oamenii care locuiesc la case de ani de zile se trezesc cu un bloc în curte. Pentru că la ora asta, PUG-ul, așa cum a fost aprobat el anterior, prevede un regim de P+2, deci parter +2, pentru construcții de tipul acesta. Iar gândiți-vă că aceste practici, aceste autorizații care se dau acum, ele, din punct de vedere al PUG-ului vechi, dacă are P+2... Fără să vreau să ating pe nimeni din urbanismul rădăuțean, vă spun că am avut fericirea de multe ori să văd Rădăuțiul de sus. Fie că am fost cu elicopterul, fie că am fost cu deltaplanul sau cu pasionații aviației din zonă, pot să spun cu mâna pe inimă că dacă ați vedea de sus Rădăuțiul, partea de dincolo de linie, de după statuia lui Bogdan, se împarte în caroiaje exacte, pătrate sau dreptunghiuri, fără să-ți dea impresia unei hărți. În schimb, partea de dincoace de linie, la care nu și-au adus aportul austriecii, ci doar românii, apare ca o țarină, ca o tarla pe care cineva a plantat haotic niște clădiri. Partea nouă pe care o cede. Da. Da. Pentru că cei care au gândit acest oraș pe temelia unei herghelii la vremea respectivă, au și acum planuri la cadastru, planurile cadastrale, care sunt scrise cu mâna,
fără existența unui calculator și care depășesc în frumusețea lor arhitecții toți și ușor. Eu am pus această problemă. Străzile de la Tudor Eminescu încolo, Simeon Bărnuțiu, Eminescu, Alexandrii, da, așa mai departe, au fost construite după 1918, când s-a secularizat de la mănăstirea aceea, s-a dezvoltat orașul. Deci atunci, fără atâta aparatură ca astăzi, s-a reușit să facă un sistem rectangular și foarte bine sistematizat. Acum, când beneficiem de atâta știință, parcă sunt, cum spunea domnul Cârdeu, parașutate din avion. Casele amestecate cu halele care se întind între Rădăuți și vechiul Rădăuți, vechea graniță și padul Rădicii. Eu spun că nu veți vedea nicăieri în străinătate o hală industrială în apropierea unor locuințe. O hală din care să răzbufnească mirosuri sau zgomote metalice în apropierea unor locuințe. Trebuie o viziune de dezvoltare a Rădăuțului, materializată în această lege care este PUC-ul. Deci lipsa lege, vedeți unde duce. Exact. Și vă mai spun o chestie, domnul Cârdeiu. Din punctul meu de vedere, i-am făcut, de fapt, și solicitarea asta în ședință. Am rugat ca până la venirea PUG-ului, aceste construcții de tipul acesta, doamne, blocurile între case, despre asta discutăm, nu despre alte tipuri, blocurile între case. Haideți să nu mai dăm autorizație, eu înțeleg că este legal, dar haideți să așteptăm PUG-ul, că dacă ne permite o perioadă legală, să ne întindem, așteptăm PUG-ul și în PUG-ul este foarte bine specificat și delimitat zona de case, zona de blocuri. Pentru că să știți o chestie, eu m-am născut în Rădăuți. Eu vreau să vă spun că erau străzi pe care, mă plimbam de plăcere, numai pentru a vedea arhitectura caselor acelor. Probabil că erau mai multe spații de parcare. Probabil că erau mai multe spații de parcare. Exact. Acum vreau să vă spun că am surpriza câteodată să mă trezesc în fața unei clădiri care nu văd, care a apărut peste noapte. Eu înțeleg necesitatea de a se construi, dar e păcat să ne bate în joc de o moștenire de care avem și care nu știu că este a noastră, este moștenirea copilor noștri. Sigur. Și bunăvoință trebuie să existe. Suntem în aceeași situație, se află și sistemul rutier din Rădăuți, pentru că aglomerația mașinilor e din ce în ce mai mare, autovehiculele sunt din ce în ce mai multe, drumurile din păcate rămân aceleași, ne trezim cu drumuri transformate în parcări peste noapte, cu tiruri care și-au făcut un obicei de a parca pe domeniul public fără să plătească nimic, ne trezim cu un studiu de circulație aprobat de vechiul Consiliu Local, studiu care a durat foarte mult până când a venit aprobat, studiu care prevede că trebuie în imediata perioada următoare să se construiască două sensuri giratorii. Cine a fost recent la margine a putut constata că au apărut niște scoaruri pe drum peste noapte. E vorba de câteva borduri în mijlocul cărora se pune pământ. Practic se retrasează șoseaua. Nu cred că dacă s-a făcut acel studiu, nu văd de ce se tergiversează aceste lucrări. În schimb, sunt aprobate alte lucrări pe care mulți dintre noi nu ni le dorim. Ieri am auzit că a fost un scandal la groapa de gunoi a orașului Rădăuți, unde, după știința mea, nu orice persoană poate să ducă gunoi decât dacă are un contract cu societatea de servicii comunale care administrează această groapă de gunoi. Pentru a nu fi un haos. Nu? Fiecare avem un contract cu societatea de servicii comunale care ne ridică gunoi. Cineva dorea să intre abuziv acolo, la ordinul primarului Aurel Olarean, pentru a deversa niște gunoi. Știți amănunte? N-am fost acolo, dar am auzit ca toți rădăuțenii au. A luat tot staful primăriei și a încercat să forțeze descărcarea acelei mașini a unei societăți din București de salubritate. Societatea care, din spusele domnului primar Aurel Olarean, a venit să ajute la curățenia orașului gratuit. Deci, dacă e gratuit, n-am nimic. 40-50 de persoane, poate mai mult. Dar roata de gunoi este concesionată serviciului. Mașini care se numesc Urban. Urban, o firmă de la București. Dacă îmi permiteți, și am auzit discuții referitoare la această societate, mi-am spus anumiți cetățeni că această societate, de fapt, intenția ei nu este atât de mult să ne ajute pe noi, ci mai degrabă să ne provoace probleme relativ la serviciile comunale, societatea de servicii comunale,
care este la ora asta în subordinea Consiliului Local. Noi suntem acționari acolo. Eu vreau să vă spun că e păcat că nu se conștientizează norocul pe care îl avem noi, că avem o societate de servicii comunale neprivatizată în momentul ăsta. Și vreau să vă spun, și fac public declarația asta, în situația în care va exista cea mai mică intenție de a privatiza societatea de servicii comunale, vom face referendum la nivel, pentru ca fiecare rădăuțean să-și spună părerea în chestiunea asta. Deci, prima etapă este facem ineficientă societatea de servicii comunale, noi plătim ce avem de plată la ea, după care constatăm că este falimentară și după care descoperim că are terenuri în jur, care foarte, foarte bine s-ar putea construi altceva, respectiv blocuri, să știm ce profit aduc situațiile astea. Poate concesionăm altcuiva apa caldă, astfel încât gândiți-vă ce situație este cu gigacaloria, de exemplu, acum, în restul județului, noi suntem o insulă aici, care avem societatea de servicii comunale noastră. La Siret, de exemplu, gigacaloria este hotărâtă. La Humorului Câmpulun, gigacaloria hotărăște acest de la Suceava. Deci, Suceava nu spune cât să coste gigacaloria în Siret. Noi avem norocul că suntem independenți din punctul ăsta de vedere, ne putem gestiona foarte bine aceste lucruri și putem trăi liniștiți cu o societate comercială care are echipamente la ora asta și dotări moderne. Nu vreau să lungesc foarte mult. Se poate polemiza pe tema asta. Sunt anumite servicii unde ar fi necesară concurența. Dar o concurență normală, nu cum se încearcă o falimentare a unei întreprinderi existente. Îmi cumpăr eu 3 mașini de strâns gunoiul și concurez cu IPO. Dacă fac mai bine și mai ieftin, câștig eu. Dar numai așa, nu încercând de să o suport. Sigur, dar să știți că Societatea de Servicii Comunale participă la licitație. Știu, de fiecare dată. Sunt luate la licitație. Da, deci are da. Licitație. Nu vreau să mulțumesc foarte mult întâlnirea noastră de astăzi pentru ca telespectatorii să nu mă acuze că am condus o ședință în 5 ore, așa cum au spus despre domnul președinte interimar al Partidului Social Democrat, domnul Iulian Băncescu. Și spun că declar ședința închisă. Vă mulțumesc pentru participarea. Noi vă mulțumim. Dumneavoastră în studio.